Bună ziua și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio. Astăzi facem un nou clip cu Mica Veverița și cu Nico Veverița. Ce a fugit la? Ea este Nico Veverița. Ai, Nico! Ah. Nico Veverița. De fapt amândouă, în jur de 4 luni și jumătate. Și cu... Tati, ți-am spus, în spatele telefonului, ca să nu... Să poți să filmeze pura. Și ele sunt fetițe foarte blânzi, blânde, pardon. Du-te și adu-o încoace pe Mica Veverița. Dar ușor, așa, nu o alergi, da? Ușor. Ea este... Vedeți ce înseamnă să ai un iepuraș? Tati, am zis nu alergi. Care parte n-ai înțeles-o din nu alergăm? Ușor, așa, vorbim cu ea. Hai. Păi nu vezi că pas chiar, bă? Nu le alergăm, asta ți-am spus. Uite. Ia vino și spune-ne ceva despre... ia uite, cum au venit ele aici lângă noi. Amândouă stau. Ție că... care îți place mai mult? De Nico Veverița sau de Mica Veverița? Nicoleta Veverița. De ea? Tati, nu alerga, ușor. Ușor ți-am zis, nu alerga. Nu alerga. Nu alerga, las-o, las-o, nu te mai băga, las-o, las-o. Las-o, tata. Hai, vină încoace, ușor, așa. O să vină încoace, dacă o strigăm. Mica, Mica, vino aici. Mica, Mica, vino aici. Hai, Mica. Ne arată că a găsit niște iarbă proaspătă de ronță aici. Exact. Iepurașii au nevoie și ei de mișcare. Și... de iarbă. Și de iarbă, bineînțeles. Astăzi facem un video, așa cum ați văzut din începutul videoului, cu Mica, ia uitați-o cum stă în două picioare, nu știu dacă se observă, s-a lăsat înapoi, cu Mica și cu Nico. Uitați-o ce viteză prinde, se va duce către Mica Veverița, să vedem. Haide! S-a dus undeva unde mai... nu e așa multă lumină. Ia vino așa, tati, pe aici. Hai să o dăm și pe... Mica, Mica, Mica! Mica, vino aici la tata, hai! Hai la tata, hai! Hai! Mica! A dat-o și de vie, ia uitați! Acolo, în spate, e lediță de transport cu care le-am adus pe amândouă. Du-te și dă-o, dar din față, așa, ușor. Adică stai tu aici cu Nico, că mă duc eu să o dau, poate la mine nu se sperie așa mult. Pe lângă faptul că promovăm iepurii în natură și liberi, vrem să promovăm și partea cu copiii alături de animale, pentru că este esențial ca copiii să cunoască animalele, animalele să fie blânde, să fie, cum să zic, un prieten al copiilor. Mica, Mica, hai la tata, hai! Mica, hai la tata, hai! Hai la tata, hai! Haide, Mica, Mica! Ia uite, mă, nu ți-a arătat, hai! Vine-mi coace! Da, asta e o poză. A venit la mine. Da, am văzut. Uitați-le pe amândouă. Hai, du-te și tu. Uite ce viteză băgată. Se încură, aleargă. Este important dacă aveți un spațiu cât de cât să le puteți... Iată, du-te tu așa și ia lădița aia din spate. Și a doua mai încoace ca să nu intre în lădița de transport. Am făcut o undiță să le ademenesc. Ia stai să vedem ce fac. Să le urmărim. Trebuie urmărite. Ele sunt blânde, dar le place să exploreze, să vadă și ele lucruri noi, care se întâmplă doar în realitate. Hai Mica, vino aici. Mica. Mica păsărică, stai, a fugit. Uite pe acolo, pe Mica. Nu alerga, că de asta, tati, dacă o alergea, se sperie și fuge. Trebuie să mergem ușor, să mergem încet. I-am undiță de ademenit. Ai undiță de ademenit, bravo. Dar ca să le ademenesc, pot să mai fac încă una, dacă mai trebuie. Da, mai fă-ți, mai fă-ți. Dar... Uh,
Așa cum spuneam, este bine dacă putem să le oferim și lor libertate din când în când a iepurașilor să simtă că trăiesc cu adevărat în natură și că nu stau numai în cuști, deși da, este absolut necesar să mai stea și în cuști, pentru că să nu-i pierdem. Acolo sunt în siguranță, nu-i poate ataca cineva. Nu putem să-i pierdem. Sau să-i pierdem. Situațiile de pierdere. Se care... vede totuși un iepure care este blând, să spun așa, față de un iepure care este sălbatic. Uitați, uitați ce aleargă. Pe când mica stă aici la mângâiat. Le plac cișilor să iasă în natură, să se simtă libere, să se simtă înconjurate de ierbă proaspătă. Da. Hai, și mica, să fie în natură. Fugi, fugi să lângă, se antreneze lângă Nico pentru spectacolul de mâine. Fugi lângă Nico. Fiindcă mâine e un spectacol. Ai uitat asta, spectacolul de mâine? L-ai uitat cumva? N-am cam uitat. Bine că mi-ai adus tu aminte. Asta e foarte da, bine. Da, că te-a apucat să-i fii de undiță. Pasc și ele. Culeg, ca să zic așa, câteva frunzulițe fragede. Se simt foarte bine. Știi, le fac eu așa. Da, și le ademenești. Nu. Strănutată la mirosul de iarbă. Asta este un lucru minunat pentru iepurași, să se simtă liberi, să se simtă protejați, să simtă natura aproape de ei. Uitați ce bine se simt și v-am zis, să vede că sunt niște iepurași. Stai, stai. Sunt niște iepurași blânzi, pentru că ei nu fug de mine, ei vin la mine când eu îi strig, nu sunt chiar așa obișnuiți, pentru că sunt două fetițe în vârstă de 4 luni și jumătate. Aceasta cred că este metis uriaș german. Zic metis pentru că nu cunosc proveniența exactă a părinților, dar arată foarte bine, zic eu, pentru 4 luni și jumătate, nu știu greutatea, dar nu asta... O să o cântărim noi. O să o cântărim, uite, Nico, veverița a fugit, s-a băgat prin iarba aia mai mare pe acolo. Ei, nu aveți cum să o vedeți acum. O să o vedem acum cu greu. Cu greu, da. Ia du-te și ademenește un coace pe Nico, veverița. Cum? Te duci după ea așa și o strigi. Nu mai lua fân, că ea... Nu, lasă-l acolo. Adu-o încoace. Du-te din spatele ei. Asta spuneam, că trebuie să... Da, tati, nu-i problemă. O adu-o ușor, ușor, că o să vină ea. Este important ca ei să se simtă și protejați, cât și în natură. Dacă aveți posibilitatea să le faceți niște țarcuri și să fie cumva sub protecția dumneavoastră în momentul când sunt în țarcuri, sau să știți că nu pot ajunge... animale sălbatice sau chiar domestice, ușor, nu mai alerga, ușor. Ce-a pierdut undița? Du-te și caută, vezi că uite pe acolo, prin spate. Ce faci, măi? Cam asta se întâmplă cu iepurașii care primesc natura. Facem o altă, tati. Facem o altă undiță. Ia fii atent ce undiță șmecheră să fac eu acum. Ia uite. Ia uite ce părere ai de undița asta. Bine, hai să facem și... Și e făcută din ăsta! Așa fac, să-ți face tatiul meu. Du-te și adu-o și pe Nico încoace. Du-te în fața ei și o împingi încoace în partea asta. Opa, ce făcuși? Hai, alunecat. Am îngheba la mânuță. E, atunci nu te mai duce. Ia-o ușor, ușor. Hai, Nico, veverița. Ce faci? Da? Mai e grea, are, cred că are vreo 4 kg. Păi, cum să zici așa ceva? Te-a zgâriat? Da, mi-a dat și sângele. Vai de capul nostru. Atunci să le ducem la locușorul lor. Vă mulțumim tuturor care vizionați canalul nostru.
vă adresăm toate gândurile de bine. Vă așteptăm cu drag în continuare. Nu uitați de canalele noastre Iepuri și Animale Mici. Iubim Turingerul și Salanderul, cât și Ferma Grădina Bio, unde puteți intra, lăsa comentarii, mesaje sau orice doriți dumneavoastră. Episodul de astăzi îl terminăm în acest punct sau cu această parte, promovând încă o dată iepurii în libertate, iepurii aproape de copii, de natură, de flori, auziți? Exact așa cum a spus și flori. Da. Vă mulțumim încă o dată și vă urăm ca de obicei o zi excelentă. La revedere, dragi prieteni. Opa! A luat-o la fugă. Ai de capul nostru. La revedere, dragi prieteni. O zi excelentă să aveți. Facem o undiță nouă. Nu trebuie să fii supărată. Găsim una acum. Se poate găsi o altă undiță. Ai zis tu la revedere la oameni.